Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor! În ediția de astăzi vă prezentăm evenimentul de succes organizat de Partida Romilor în Parcul Sebastian din sectorul 5 al Capitalei, în cadrul campaniei naționale Asumă-ți Identitatea. Urmează un spectacol fabulos, vedete ale muzicii de petrecere cântă și transmit romilor mesajul lor privind asumarea identității etnice. Tot în emisiunea de astăzi vă prezentăm informații noi privind admiterea candidaților romi în învățământul profesional și detalii legate de oferta de școlarizare și facilitățile de care beneficiază absolvenții de clasa a 8-a. Așadar, nu plecați! Începe o nouă ediție din Viața Romilor! Mii de cetățeni din sectorul 5 al Capitalei au participat duminica trecută la concertul organizat de Partida Romilor Pro Europa în Parcul Sebastian. Evenimentul cu acces gratuit a fost derulat în cadrul campaniei naționale Asumă-ți Identitatea, având ca scop încurajarea cetățenilor de etnie romă să-și asume cu mândrie și fără temeri identitatea la recensământul populației și locuințelor. La eveniment a fost prezent președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, alături de membrii conducerii Partidei Romilor, Cătălin Manea, deputatul minorității romilor, Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, Marian Daragiu, subsecretar de stat în Ministerul Educației, Bogdan Paraschiv, subsecretar de stat în Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Daniel Vasile, prim vicepreședinte al organizației Partida Romilor. De asemenea, la eveniment au participat reprezentanții ai organizației de tineret a Partidei Romilor, conduși de președintele Ionuț Păun, și membrii organizațiilor Partida Romilor din sectorul 5 și celelalte sectoare ale Capitalei. Președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, și echipa sa au transmis cu această ocazie cetățenilor romi un mesaj de încurajare și un apel de solidaritate etnică privind asumarea identității rome la recensământul populației și locuințelor. Acest spectacol care v-a fost oferit din suflet, din inimă, de către Partida Romilor Pro Europa, se datorează unui eveniment pe care cred că cu toții îl cunoașteți. La nivelul țării se desfășoară o campanie care vizează recensământul persoanelor și locuințelor. Dragilor, pentru tot sectorul 5, fără nicio deosebire, vă rog respectuos pentru toți cei care sunteți în acest parc, la acest eveniment, dați curs recenzării. Lăsați recenzorii să intre la dumneavoastră în casă și recenzați-vă. Este foarte important pentru România, pentru că acest eveniment nu se întâmplă decât odată la 10 ani. Pentru cetățenii români de etnie romă, vă rog din suflet să înțelegeți că viitorul copiilor noștri stă în mâinile noastre celor mai în vârstă. Minoritatea romă din România a avut și are în continuare foarte multe valori. Sportivi de performanță, oameni de artă, oameni de cultură, doctori, ingineri, avocați. Aici, pe scenă, aveți o grămadă de studenți care vă pot fi exemple. Nu se întâmplă nimic dacă vă declarați de etnie romă. Eu vreau să vă spun că vă iubesc din tot sufletul și că sectorul 5 întotdeauna a făcut dovada faptului că este un sector unde se poate conviețui bine. Nu spun că nu mai există și oameni de-ai noștri din etnia romă mai răutăcioși, mai gălăgioși. Dar este bine să nu generalizăm. Este bine să conviețuim pașnic și frumos. Și nu numai în sectorul 5, ci în toată țara. Din suflet am oferit acest spectacol pentru a vă bucura inimile. Vă transmit că vă iubesc, vă stimez și o să lupt în continuare pentru drepturile noastre a tuturor romilor. Vă mulțumesc! Aplauz.
Recensământul populației și a locuințelor este un demers de o importanță crucială pentru întreaga țară. De aceea, apelul meu către toți locuitorii sectorului 5 și către toți cei care ne privesc este să participe la acest recensământ, indiferent de etnia din rândul căreia fac parte. Pentru romii noștri, și cred că sunt foarte mulți romi aici, numai eu știu cu câți m-am întâlnit, să ridice mâna sus cine-i de etnie romă, ia uite că sunt sute, ei, așa? Până în data de 17 iulie ne declarăm etnia romă, limba și religia. Împreună suntem mai puternici. Sănătate multă, vă iubesc, vă respect! Hai, aveți drum și mișto! Vreau să știu dacă aici... Vreau să știu câți dintre voi sunteți de etnie romă, câți dintre voi sunteți striga. Mâna sus, vă rog! Suntem mulți! Suntem mulți și dacă vom fi uniți, vom fi mai puternici. Vă urăm distracție plăcută în continuare și să știți că și Salam s-a declarat de etnie romă, nu că ar fi putut spune că e arab sau altceva. Și Țancă Uraganu, să roma mare star. Haide de lodel, bun bactai să stimos, de vlesa! Vreau să știți că este foarte important să le dați voie copiilor voștri să meargă cât mai departe la școală, pentru că uitați-vă, Partida Romilor are aici o grămadă de studenți și sunt doar puțini dintre ei. Iar acest lucru este posibil și a fost posibil datorită președintelui organizației noastre, Asociația Partida Romilor Pro Europa, domnul Nicolae Păun, și aș vrea să-l aplaudăm cu toții! Concertul a prilejuit cetățenilor din sectorul 5 și nu numai, o întâlnire de neuitat cu artiști renumiți, precum Florin Salam, Țancă Uraganu, Marian Mexicanu, Mihăiță Piticu, Sandu Vijelie și Marius Babanu. Thank you.
Cetățenii din sectorul 5, romi sau neromi, au fost foarte încântați de eveniment și au primit cu încredere mesajul civic transmis de liderul Partidei Romilor în cadrul campaniei Asumă-ți identitatea. Locuiți aici în sectorul 5, nu? În sectorul 2. Și de ce ați venit azi aici? De plăcere. Voiam să vă întreb, a trecut recenzorul în perioada aceasta pe la dumneavoastră, pe acasă? Nu. Dar îl așteptați, îl primiți? Îl aștept, bineînțeles, normal. Și vă veți declara etnia la recensământ? Bineînțeles, n-am nicio problemă cu treaba asta. Pentru toți telespectatorii noștri, puteți să ne spuneți de ce este bine să ne asumăm etnia la recensământ? Eu cred că da, părerea mea e că da. Și de ce este bine să ne asumăm etnia? Așa cum consider că e bine. Adică să știm câți mai suntem, să... Mai sunt în România, câți au plecat, câți au mai rămas, cam atât. Pentru cei tineri, aveți o recomandare în acest sens să-și recunoască etnia la recensământ? Bineînțeles, bineînțeles, pentru că sunt foarte multe probleme în privința la rom. Sunt foarte multe probleme. Cei români nu aprobă pe cei romi, pentru că sunt romi și romi. Sunt romi cu carte și romi fără carte. Pentru viitorul copiilor, pentru următoarele generații, contează proiectele care s-ar putea dezvolta în urma recensământului? Bineînțeles că contează, e normal să conteze treaba asta. Mi se pare corect. Bineînțeles.
În cadrul evenimentului, voluntarii Organizației de Tineret a Partidei Romilor au împărțit flyere cu informații, baloane și au stat de vorbă cu oamenii, răspunzând întrebărilor legate de întâlnirea cu recenzorul și înregistrarea corectă a răspunsurilor la recensământul populației și locuințelor. Pe lângă spectacolul de excepție, în Parcul Sebastian, locuitorii sectorului 5 s-au mai bucurat și de alte atracții dedicate în special copiilor. Fanii celebrilor artiști invitați pe scena evenimentului organizat de Partida Romilor în Parcul Sebastian din sectorul 5 au cântat și au dansat entuziasmați de întâlnirea cu vedetele preferate. Un recital impresionant a fost susținut de cunoscutul Marian Mexicanu, un muzician apreciat atât în țară cât și peste hotare. Celebrul artist rom, invitat să cânte pe scena din Parcul Sebastian, și-a exprimat susținerea mesajului campaniei Asumă-ți identitatea, subliniind importanța asumării etniei rome la recensământ. Vorbim cu un om crescut, născut, crescut aici, în sectorul 5. M-am născut 13 septembrie la cinematograful Lira, două stații de, o jumătate de stație de Parcul Sebastian. Aici m-am născut, aici cresc, mi-a ajutat Bunul Dumnezeu să fiu prezent în multe locuri minunate ale acestui glob pământesc. Vorbim de America, vorbim de Japonia, vorbim de China, vorbim de Europa, nu mai vorbesc, asta am luat toată de mic, Australia. Dar aici, în sectorul 5, aici cu țiganii mei, cu romii mei, eu mă simt cel mai bine. Aici este viața mea, aici este rolul meu. Aici este sectorul 5 cu țiganii mei, partida mea la Romilă. L-ai purtat cultura, tradiția romă peste tot în lume. Și foarte mulți romi te iau, pentru ei reprezinți un model. Ce le transmiți tu în acest moment, referitor la asumarea identității la recensământ? Să-și asume cu tot sufletul, cu toată inima, identitatea. Suntem romi. Pentru mine, Marian Mexicanu, știți ce face diferența? Atitudinea omului, caracterul omului și modul lui de a trăi în viață. Pentru că am văzut țigani chinezi, am văzut țigani și la propriu și la figurat, nemți. Țiganii sunt aceiași peste tot, dar dacă sunt nemți, înseamnă că pot fi mai respectați decât noi țiganii din sectorul 5? Nu! Niciodată! Sunt rom! Dar sunt om! Sunt rom, dar sunt un om care majoritarii când mă văd pe mine mă iau în brațe și mă pupă și mă apreciază. Deci, să-și asume identitatea, să fie corecți, ca tot omul, și ultimul meu cuvânt este așa, să-L iubească pe Dumnezeu și să iubească acele și să respecte decalogul, să respecte acele 10 porunci lăsate de Iisus Hristos. Ne declarăm limba romă, religia și etnia. Mi-o declar la recensământ, dar eu mă bat cu pumnul în piept, nu degeaba. Acesta sunt eu și să-L iubim pe Dumnezeu. Thank you.
Asta mare,
și nemuritoare. Hai cu toții, hai, hai să ne iubim și să fugim în lumea asta mare. Aș suferi, eu aș muri, dacă iubirea noastră moare. La un fel. Să nu facem deosebire între români și rom. Credeți că e bine să avem mai multe fonduri, să fie proiecte pentru copii? Sigur, sigur. Cele mai multe să fie întotdeauna pentru copii, pentru rom, pentru tot. Pentru întotdeauna n-am avut nimic romi. Mi-au dat toată lumea la o parte. Pe de altă parte, cum vi se pare spectacolul? E foarte frumos, foarte, foarte frumos. Ar trebui să fie mai frecvente astfel de evenimente? Exact. Dar ar trebui să fim aproape în fiecare lună, dacă ar fi. Și
De la Ionica-ți promise și așa cum o știm noi. Da.
În primul rând cu felicitări pentru domnul Nicolae, Nicolae, Nicolae Păun, și din partea dumnealui și din partea noastră. Și după aia pentru mine, să rămână, să rămână. Să dăm drumul la petrecere, să danseze toată lumea. Noi toți suntem frați. Acolo felicitări, tată. Mai are curaj cineva? A, și aici, iertați-mă. Iertați-mă. Hai să vedem cine mai are curaj. Hai, frumoasă mea. Hai sus, Viana Robert. Să-mi dai zada, 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 să-mi dai zada,
Evenimentul organizat de Partida Romilor în cadrul campaniei Asumă-ți identitatea a durat peste 5 ore și a oferit locuitorilor din sectorul 5 al capitalei ocazia de a asculta piese îndrăgite din repertoriul muzicii de petrecere, dar și remarcabile melodii interpretate în limba romanii. Sarpene, ameroma kai kirghilia, sarovei, e dunia kan ifalia, sosta roma. So staro male. Sigurti e putchalian man mudarjan man. Moi lo tu chayori rovliarjan man. Sigurti e putchalian man. Lai lo 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 l
simțiți la acest eveniment? Foarte bine, foarte bine mă simt și chiar frumos, adică chiar îmi place, e foarte frumos. Locuiți aici în cartier. Mulțumim, da, Adrian Bobășanu. Invităm în scenă. Vroiam să vă întreb, a trecut până acum recenzorul pe la dumneavoastră? Mare, celebru artist, Sandu Vigelie. Dacă va trece, ce faceți? Îl primiți? Ce trebuie? Normal, normal că îl primesc. Vă dați seama că o să-l primesc. Cum să nu-l primim? O să vedeți. O să vă asumați etnia romă? Normal că etnie romă suntem. Știți cum e. De ce este bine să ne asumăm etnia? De ce să ne asumăm etnia? Este bine, adică să fim niște oameni cum trebuie, niște oameni educați, cu bun simț, cu caracter, cu 5-7 ani de acasă, știți cum e. Eu una sunt mândră că sunt de etnie romă și nu mi-e rușine să spun. Pentru că munca mea, pe banul meu, nu... Mă duc muncă cinstită, știți cum e, nu dau un cap la lume, nu... Nu mi-e rușine să spun. Și am avut porțile deschise, adică pe unde m-am dus, chiar am fost primită peste tot, cu mare drag. Țancă Uraganu a strâns în jurul scenei fani de toate vârstele care au cântat și au dansat pe cele mai proaspete hituri ale artistului. La finalul concertului, artistul a mulțumit publicului și a amintit de mesajul campaniei Asumă-ți identitatea și de promovarea valorilor rome. Despre acest concert care a fost minunat, îi mulțumim domnului Nicu Păun pentru petrecerile care le organizează și cele mai frumoase spectacole la nivel mondial.
Mulțumim fanilor noștri care sunt alături de noi de fiecare dată, pentru că atunci când vedem atât public și atât lume, ne dă forță și putere să mergem mult, mult mai departe. Și vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi. Este important să-și asume identitatea, pentru că, în primul rând, că ești român, că ești țigan, trebuie să ai caracter, să ai respect și să ai dulceață. Nu contează ce ești, român, țigan, rus, orice ai fi, trebuie să ai caracter, să fii un om calculat, respectuos, și asta contează cel mai mult. Evenimentul organizat în Parcul Sebastian din sectorul 5 al capitalei nu este unul singular. În ultimele luni, Partida Romilor Pro-Europa, prin filialele județene și locale din întreaga țară, a organizat o serie de acțiuni de informare și încurajare a comunităților de romi pentru asumarea identității la recensământ ca răspuns al recunoașterii principalelor valori ale etniei rome, precum limba, religia, tradițiile, meșteșugurile și cultura. Importanța acestui eveniment este pentru a ne declara identitatea, etnia noastră, pentru recensământ, să nu ne fie frică, să nu ne fie rușine că suntem romi. Suntem oameni ca și majoritari, ca și oricare om cetățean după planeta asta. Suntem curați, nu dăm în cap la oameni, muncim și totul e în regulă. De ce să ne fie frică? Artiști foarte importanți au venit și au cântat și au spus aici, în fața noastră, să ne asumăm cu mândrie identitatea. Au cântat cu mult drag pentru această mare familie care este în sectorul 5. Nu numai în sectorul 5, suntem în sectorul 5, dar suntem în tot Bucureștiul, suntem în toată țara. Da. Astfel de evenimente au fost peste tot în țară. Peste tot. O perioadă de 2 luni de zile în toate marile județe unde avem filiale și în comunitățile pline de romi. Surpriza serii, Florin Salam a fost întâmpinat cu ovații la scena din Parcul Sebastian și pentru că a declarat că este primit la acest eveniment ca în familie, le-a oferit participanților un recital de zile mari. Toți părinți și prezenți și pentru cei de acasă. De-aș putea răscumpăra zile pentru mama mea. Aș da prețul cel mai mare ca să-mi o fac nemuritare. La fel pentru tatăl meu, am muncit, Doamne, din greu. Aș muri în locul lor, în locul lor, să ne fac un trai ușor. Când mi-a maicuța bolnavioară și mi-e inima amară, și mi-e frig să nu moară, că-mi face viața amară. Degeaba sunt om bogat, of, de n-aș avea mama, știi, sărac. Dar cu mama lângă mine sunt fericit și mi-este bine. Ce spune măicuța mea, a mea, a mea, să mai trec și până la ea. Mai treci, mama, până la mine, să nu mă lași singură în lume. Să mai fii copilul meu, să mai fii copilul meu, că plâng mereu de făcută. Să nu o lași pe mama ta, pe mama ta, străină ca pasărea lor. Tatăl meu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea, câte zile voi avea. Mama mea, tăicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu, că prin voi trăiesc și eu. Tatăl meu, măicuța mea, voi doi
sunteți viața mea. Câte zile voi avea, mama mea, tăicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu că prin voi trăiesc și eu. Haide! Eu dor cu lumina prinsă, cu o vâmpă mama distrusă. Fac de veche lângă ea să nu vară, mama mea rămân străină ca pasărea. Că degeaba am valoare, fără mama n-am nicio valoare. Dar cu măicuța lângă mine, Doamne, Doamne, uite toate și mi-e bine. Tatăl meu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea. Câte zile voi avea, mama mea, tăicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu că prin voi trăiesc și eu. Tatăl meu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea. Câte zile voi avea, mama mea, tăicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu că prin voi trăiesc și eu. Să vă trăiască părinții, să rămână din suflet. Și ei, oameni ca și noi, nu ne diferențiază nimic. Mă bucur că se fac aceste lucruri, ne apropie și așa poate ne înțelegem mai bine. De câți ani locuiți în sectorul? 35 de ani stau aici și mulțumim bunului Dumnezeu că avem acest parc. Cum vi s-a părut acest eveniment? Un lucru bun! Au nevoie și tinerii și copiii, se strânge întreaga familie aici. Exact! E un lucru bun! De ce este important să fim apropiați și mai ales la recensământ să ne asumăm etnia? Eu fiind și șefă de scară, i-am învățat și-au dat drumul, deci la mine pe scară chiar tot și-au dat. Este ceva normal să vedem câți mai suntem în țară, sănătoși, bolnavi. E un lucru bun! Este o onoare, o onoare totală pentru faptul că sunt din nou alături de domnul Nicu Păun, care mi-a fost toată viața aproape și mulțumesc din suflet când este vorba de domnul Nicu Păun, care mă iubește și pe mine și mă iubește și pe voi, da? Aplauze pentru el, să rămână din suflet, mulțumesc mult! Domnul Moldoveanu, care îl iubesc și îl stimez. Și știți ceva? Am venit să vă cânt, să vă distrez. De aceea am venit. Vreau să dansați cu noi. O să vă cânt mai multe genuri, dar vreau să dansați cu mine de aici, de la scenă. Florin Salam din nou la microfon. Cu Mr. Juve ca să sune mai beton. Pentru toate femeile bine de tot. Ce spună inima în fond. Florin Salam din nou la microfon. Cu Mr. Juve ca să sune mai beton. Pentru toate femeile bine de tot. Ce spună inima în fond. Florin Salam din nou la microfon. Cu Mr. Juve ca să sune mai beton. Pentru toate femeile bine de tot. Nu cred că-mi zis să nu mă drău la ea. Vrei că m-am întregostit de una, una
care face cu mine pe nebuna. Numai cum mă uit la ea, mă ia pe loc inima. O crema ce să nu mă doamnă ias. Foc, 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 când o pot merg pe tot. Ce-mi taie de la mijloc și la inimă pune foc. La inimă pune foc, când mă privește fata asta mă gânde bune. Foc, 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 când o pot merg pe tot. Ce-mi taie de la mijloc și la inimă pune foc. La inimă pune foc, când mă privește fata asta mă gânde bune. Spinul nostru, genul nostru de live. Carapanele, hai, sus, și sus, 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 sus. Puțin și clarinetul de data asta pentru voi toți. Să se simtă trupa live. Ide, 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 ide. Salam dino la microfon. Cum îți dau jucă față, sune mai pe tu. Pentru toate femeile bine de tu. Ce mai e inima în fond. Flori, salam dino la microfon. Cum îți dau jucă față, sune mai pe tu. Pentru toate femeile bine de tu. Ce mai e inima în fond. Și la inima pune foc. La inima pune foc. Când mă primește fata asta mă gânde bune. Foc, foc, foc. Când o pământ pe tot. Și la inima de la mijloc. Și la inima pune foc. La inima pune foc. Când mă primește fata asta mă gânde bune. Vă iubesc! Cum vi se pare, doamnă, evenimentul? Foarte frumos și vreau să vă spun că pe domnul Nicu Păunul cunosc aproape de... Deci părinții mei, străbunicii mei au crescut aici, în Ferentari. Da, dumneavoastră a venit până acum recenzorul? Deocamdată nu. Nu. Și când vine? Îl primiți? Ce faceți? Sigur că da. Sunt de enie romă. Am copii mari, dar am nepoți. Am și... Mulțumesc. Și locuiesc în... Eu, de fapt, stau pe prelungirea Ferentari. În zeuri, dacă poate să facă ceva pentru noi. Pentru că copiii mei sunt plecați în alte țări și n-au casă. N-au unde să stea și sunt bolnavi și strânzesc acolo pentru o bucată pâine. Dacă ar face ceva pentru noi, români, țiganii. Suntem, păi, dar noi nu... Să apărăm și în cifre, că dacă n-apărăm la recensământ... Aici aveți dreptate. Eu una cu mare drag. Mi-am trecut și așa pe unde am fost, pe unde ne-a chemat, am fost și ne-am scris. Cât familia noastră, copiii, tot. Când vine recenzorul, întâi să se prezinte, să nu dea la fiecare, că ați văzut, sunt... să dă de enrie romă, dar nu sunt, și să le ceară identitatea, da, și să le spună că e de enrie romă, să le spună câți copii au, unde s-au născut, să le spună tot. Să nu se ferească că sunt țigani. Eu una sunt, v-am spus, jet-beget, sunt țigancă, jet-beget. Dar niciodată nu mi-am făcut neamul de râs.
Am învățat carte, muncesc, am 60 de ani. Muncesc și la ora actuală, mulțumesc. Și părinții mei și din neam în neam, noi am muncit și muncim în continuare. Deci dacă dânsul crede cu cuvință să facă ce a făcut până acum, a făcut foarte frumos și îi mulțumim că e cu noi. V-am spus că îl cunosc de mult și el ne cunoaște pe noi. E un om de nota 10, domnul Nicu Păun. Să-i dea Dumnezeu sănătate la familia lui și la tot ce crede dânsul mai bine. Am văzut că ați venit astăzi și cu fata și cu nepoțica. Păi am acolo pe tot neamul. Sunt importante astfel de evenimente? Foarte mult, da. Este că, uite, mai ieșim, mai ne relaxăm, ascultăm o muzică bună, mai ne vedem și neamurile, că nu mai prea mai ne vedem. Și cu... Am văzut că sunt mulți tineri. Da, foarte mulți tineri, care ar trebui să rămână aici, în România, nu să plece peste hotare. Evenimentul organizat de Partida Romilor în sectorul 5, parte a campaniei naționale Asumă-ți Identitatea, s-a bucurat de un imens succes în fața publicului care a primit deschis mesajul Te aveți romsi mișto? La nivel național, campania Asumă-ți Identitatea continuă, acțiuni și evenimente menite să încurajeze asumarea etniei rome la recensământ fiind derulate în comunitățile de romi din întreaga țară. În contextul evaluării naționale și a etapelor privind înscrierea și repartizarea computerizată la licee a elevilor care au participat la examen, Asociația Partida Romilor Pro Europa a organizat la Colegiul Viilor o întâlnire sub numele Asigură-ți viitorul prin educație, la care au luat parte directorii unor licee din sectorul 5 al capitalei și aspiranții de clasa a 8-a împreună cu părinții lor. Aș vrea în primul rând să fac prezentările și înainte de a prezenta vreau să vă mulțumesc pentru că ați dat curs prezenței și că v-ați răpit din timpul dumneavoastră de a participa la acest eveniment. În primul rând aș vrea să prezint pe doamna director gazda noastră, doamna Diaconu. Mă bucur să vă văd din nou aici pentru că domnul Constantinescu nu este la primul eveniment de acest gen care îl organizează și noi suntem din nou gazdă. Îl felicit pentru ceea ce face, îl felicit pentru preocuparea pentru educație, pentru că noi așa ne asigurăm viitorul prin educație, cum spune practic sloganul acțiunii de astăzi. Și aș vrea să spun că sunteți la locul potrivit pentru a primi răspunsuri și sper să faceți alegeri inspirate astăzi pentru viitorul dumneavoastră. Vreau să vă felicit, în primul rând, pentru că sunteți la locul potrivit, acolo unde luați o decizie astăzi sau sunteți în spațiul în care puteți să luați o decizie, voi părinți și dragi copii, care să îi îndrepte pe cei mici spre ceea ce vor fi atunci când vor ajunge oameni mari. Astăzi aici lucrurile sunt serioase, pentru că văd aici în spatele dumneavoastră oferte pe care voi le veți alege în viitoarea voastră meserie. Mai întâi vă felicit că ați dat examenul de evaluare națională. Pot să întreb câți ați participat la examenul de evaluare națională? Să văd o mână sus? Toți. Foarte frumos. Sunteți ok? Sunteți mulțumiți cu notele? Părinți, vă mulțumesc pentru ce faceți. Să știți că în datele statistice pe care le avem la Ministerul Educației, copiii noștri, copiii romi, nu stau foarte bine atunci când vorbim despre promovabilitate, când vorbim despre trasee care se duc mai departe de clasa 4-a sau clasa 8-a. Pentru mulți dintre copiii noștri, educația se oprește, din păcate, vă spun, undeva la clasa 4-a sau 8-a și copiii încep să renunțe. Și renunță de multe ori nu pentru că nu au capacitatea de a merge mai departe, nu pentru că nu-i duce mintea să meargă mai departe, ci pentru că nu au avut în jurul lor persoane, așa cum îl am aici alături de mine pe colegul meu, pe Marius Constantinescu, care să-i caute pe copii încă din gimnaziu și să le spună, copii, nu vă opriți aici. Vă doresc succes în alegerile pe care le veți face și suntem aici alături de voi să vă sprijinim în continuare. Vreau să mulțumesc copiilor care sunt acum în sala aceasta, copiii cu care lucrez de peste 25 de ani,
eu le spun copiii mei, eu particip la o activitate mai mare cum este aceasta, pentru prima oară în calitate de director adjunct. Până acum am fost profesor, sunt și acum profesor, și e o meserie în care dacă nu iubești copiii, nu ai ce să cauți. Și de aceea noi profesorii suntem alături de copii întotdeauna și vrem să-i ajutăm cu tot ce știm noi ca să-și facă un viitor bun în viață. Le spunem copiii noștri, eu le spun copiilor, elevilor mei, copiii mei. Și acum aș vrea să amintesc despre domnul ministru a spus despre rezultatele de la evaluarea națională. Eu aș vrea să spun despre rezultatele de la BAC. Înainte de contestații, la noi a fost o creștere a procentului de promovare de 10% față de anul trecut. Am ajuns, spun și cifra care este, la 46% și sperăm să crească în fiecare an. Avem o elevă care acum a trecut clasa a 12-a și sunt convins că împreună cu colegii o să ridice acest procent la anul. Învățământul profesional reprezintă o alternativă extrem de importantă și poate cea mai bine ancorată în realitatea în care trăim pentru copii. Asta e. Și eu am copii. Copiii se iau unii după alții. Părinții nu mai au niciun fel de informație corectă despre ce înseamnă învățământul profesional și dual și spun, domnule, eu nu dau copilul la profesional. Copilul meu o să meargă la liceu la fel cum fac toți colegii lui. Realitatea este una care ne arată cumva în contrariu și vă spun cel puțin ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10-12 ani. Copiii care au ales să meargă pe ruta profesională. Astăzi sunt adulți, au meserii, au calificare și sunt pe picioarele lor și își câștigă banii. Adică foarte, foarte bine. Ceilalți copii care au ales ruta asta teoretică sau vocațională, nu este rău. Eu n-am venit să vă spun, nu mergeți la liceu. A mergeți unde doriți dumneavoastră. Datoria mea, în calitate de deputat al minorității rome, alături de colegii mei, este aceea de a vă da informațiile de care aveți nevoie, astfel încât să faceți cele mai bune opțiuni. Nu aveți posibilitatea să optați de 10 ori în viață pentru traseul educațional pe care trebuie să-l urmeze copiii dumneavoastră. La clasa 8-a s-a terminat examenul de evaluare națională, acum faci opțiunea. Nu poți să revii peste 3 ani, hai că nu mai vreau la profesională, vreau la teoretic sau invers. Și atunci, dumneavoastră, în calitate de părinți, trebuie să vă faceți timp în această perioadă scurtă care a mai rămas, până la data la care va trebui să vă prezentați la unitățile școlare și să completați acele opțiuni. Fiecare liceu, fiecare clasă, are un cod format din 3 cifre, da? De pildă, dacă vrei la Sfântul Sava, la Știința ale Naturii, are codul 103. Să spunem că ai prima opțiune a ta. Nu treci, nu te gândești, poate că nu am șanse să intru. Dom'le, dacă tu îți dorești să mergi, te consulți cu părintele tău și vrei să mergi acolo, opțiunea aia o pui prima. Vezi că repartizarea copiilor se va face în format computerizat și se va folosi un algoritm care va ține cont de ordinea preferințelor și de medie, dar și de ordinea preferințelor sau a codurilor, cum le-ați trecut în foaia de înscriere. Adică, dacă ai pus, vreau să dau un exemplu, dacă ai pus pe poziția 30, viilor, și un alt copil a pus pe poziția 28, viilor. Tu ai 7-0-8. Și alt copil care a pus mai înaintea ta are 7-0-6, ăla intră mai înaintea. Știi de ce? Chiar dacă ai medie mai mare, el a completat opțiunea mai sus. Înțelegeți-vă? Lucrurile astea vedeți că nu vi le explică la școală, că nu au informație. Este un algoritm din computer, pe repartizarea computerizată. Așadar, principalul mesaj pe care vreau să-l rețineți
este legat de completarea opțiunilor în fișa de înscriere. Repet, nu vă lăsați influențați. Discutați într-un mod civilizat cu cadrele didactice care sunt diriginții copiilor dumneavoastră. Foarte bine, dar dacă copilul și împreună cu dumneavoastră în calitate de părinte ați decis o serie de licee pe care vreți să le treceți, pe alea le treceți. Așa cum s-a desprins ideea din vorbele domnului deputat Cătălin Manea, educația este centrul schimbării în comunitățile dezavantajate, iar puterea de schimbare a unei comunități rezidă în elevi, în tineri în general și în potențialul lor enorm, cu o condiție să fie bine informați cu privire la etapele pe care le au de parcurs în continuare. Am dorit să vedem și noi cum a fost receptat mesajul vorbitorilor de la prezidiu și pentru aceasta ne-am făcut loc printre elevii de clasa a 8-a și a 9-a, care se aflau la stand durile liceelor din sectorul 5 al capitalei. Am terminat clasa 8-a și vreau să intru la Liceul Viilor. Sunt și voluntar la Partida Romilor Pro Europa și vreau să le mulțumesc tuturor colaboratorilor și domnului Marius Constantinescu. Spune-mi, te rog, din ce ai văzut astăzi aici, te-a convins, nu? Că ar fi locul de care, mă rog, te simți cumva legată și îți dorești să continui aici să înveți, da? Da. Da, am văzut toate ofertele de la mai multe licee și asta este ideal pentru mine. Așadar, vei completa ca prima opțiune Colegiul Viilor, da? Da. Cu ce așteptări ai venit la Colegiul Viilor? Mă așteptam sincer să fie un pic mai complicat. Adică nu mă așteptam să mă integrez chiar așa de bine, deși chiar a fost destul de frumos. Am avut parte de profesori de treabă, colegi de excepție și m-am simțit bine în anul. Spune-mi, te rog, după primul an așa, te-ai specializat în ceva sau? Da, când am avut practica din liceu, am ajuns să fiu ajutor de barman la restaurantul unde am avut practică. Și ți-ai dorit chestia asta? Da, mi-am dorit, mi-am dat silința sincer să ajung acolo, să... Da. Și mai departe, spune-mi, la ce te gândești, ce vrei să faci după colegiu, după liceu? După liceu, sincer, îmi doresc ca până la 30 de ani să am propriul meu restaurant. Vorbim de elevi care au beneficiat de recomandarea de la Asociația Partida Romilor, vorbim de elevi care sunt din sectorul 5 și dorim să le oferim oferta educațională pe care au liceele din sectorul 5. Vorbim practic despre ofertă reală, da? Adică chiar sunt trei colegi aici și au venit cu oferta reală pe care o au, da? După cum vedeți în pristandurile pe care sunt la Colegiul Viilor, inclusiv și Colegiul Viilor, aș vrea să mulțumesc și pe această cale celor de la Viilor pentru găzduire, Colegiului Moțoc, Gosti și celelalte licee. Aceste licee din sectorul 5 a venit cu o ofertă, cum a spus dumneavoastră, reală, privind liceul de până în clasa 12, învățământul profesional și cel în sistem dual. Spuneți-mi, vă rog, care este rolul membrilor Asociației Partida Romilor Pro Europa în acest moment? Rolul nostru de la asociație trebuie să fim o punte de legătură între comunitate și școală. Noi putem să generăm schimbările pe care le dorim în societate, pentru că educația primează la un elev tânăr. Noi trebuie să fim aproape de comunitate în sensul să poată să se dezvolte pe partea de educație și să oferim, cum scrie și în titlu, să oferim un viitor. Cred că Marius Constantinescu, colegul nostru de la sectorul 5, coleg în Asociația Partida Romilor Pro Europa, a făcut o treabă foarte bună astăzi. Adică a reunit, a invitat și a acceptat să se întâlnească cu câteva zeci, poate sute de părinți în cursul zilei de astăzi, cu sute de copii care tocmai au trecut de evaluarea națională și care se află la momentul de a lua o decizie, o decizie vis-a-vis de viitorul pe care și-l aleg pentru următorii 4 ani. O parte dintre ei aleg să meargă spre învățământul profesional, învățământul profesional dual, o altă parte dintre copii au ales deja să meargă spre licee. Astăzi i-am informat despre opțiunile pe care le au la îndemână, despre cum se face această repartizare computerizată, despre faptul că trebuie să îndrăznească, să creadă în șansa lor și să se asigure că în funcție de liceele pentru care optează vor bifa exact ceea ce și-au dorit, pentru că sunt părinți și copii de etnie romă, s-au înscris și se vor înscrie la aceste licee și școli profesionale în baza unei recomandări pe care am eliberat-o din partea Asociației Partida Romilor Pro Europa. De aceea suntem într-un moment festiv, suntem fericiți să vedem acești zeci de copii care astăzi se gândesc cu optimism spre viitor,
Suntem dincolo de, și nu vorbim astăzi despre, nici despre abandon școlar, nu vorbim nici despre părăsirea timpurie a școlii, nu vorbim nici despre absențe, ci vorbim despre copii care și-au depășit un nivel pe care ni-l dorim pentru foarte mulți alți copii din țară, și anume acela să treacă mai departe de gimnaziu și să se uite spre o meserie în viitor, fie că vorbim despre învățământ, așa cum spuneam, profesional, fie că vorbim despre liceu. Credem în copiii noștri, ei sunt fericiți să ne aibă alături, și mesajul pentru toți ceilalți copii care se uită în țară, la noi astăzi, la sectorul 5, copiii romi au ales șansa de a fi ceva în viață, plecând de la o alegere conștientă, și anume liceu sau o meserie bună în viață. Avem convingerea că prin întâlnirea de la Colegiul Viilor, necesară tuturor actorilor implicați, s-a facilitat orientarea sau reorientarea socială și profesională a tinerilor, reducerea abandonului școlar al elevilor proveniți din comunitățile dezavantajate și, nu în ultimul rând, a fost și un exercițiu pentru cadrele didactice care au răspuns afirmativ la această provocare.